Astăzi a fost lansat un nou volum al monografiei despre transportul public de călători la Iași, dedicat perioadei 2008-2018. Am dorit să prezentăm de fapt că împreună cu compania de transport public ieșenilor istorie, o cronologie a transportului public din Iași. A fost un demers inițiat în 1998 la centenarul transportului public de către doi ingineri pasionați de oraș, pasionați de istoria lui, de electricitate, de transportul public, doamna Eugenia Ursescu și domnul Constantin Ostap, din păcate nu se mai află printre noi acum. Și a fost o continuare firească a demersului lor. În 2008 am realizat cea de-a doua ediție, iar anul acesta am abordat perioada 2008-2018, pe care am intitulat-o Etapa marilor proiecte de infrastructură. În seria evenimentelor dedicate aniversării urmează lansarea unui nou tramvai tematic și o paradă a tramvailor personalizate pe 4 martie. Pe 7 martie va avea loc vernisajul unei expoziții la Muzeul Municipal. Pe 11 și 18 martie va fi prezentat ieșenilor singurul tramvai tip AEG existent în oraș, iar pe 14 martie va fi prezentat filmul documentar O istorie în mers, 120 de ani de transport public la Iași, realizat de TVR Iași. Expoziția dedicată transportului public electric de la Iași este evenimentul nucleu al acestor zile aniversare. Expoziția este cea mai mare dedicată până acum transportului public electric în orașul Iași. Mulțumim pe această cale Muzeului Municipal pentru găzduirea unei expoziții structurată în două părți, atât exterior cât și interior. 120 de ani de transport public înseamnă în același timp o perioadă nu numai de vremuri ușoare, ci și vremuri mai grele. Să nu uităm că a parcurs perioada războaielor. În același timp, 120 de ani înseamnă și primul tramvai electric care s-a introdus în România. Tot 120 de ani înseamnă atâtea lucruri de interacțiune cu cetățenii Iașului, cu nevoia lor de deplasare și de mobilitate, care astăzi a ajuns o problemă pe care se pune foarte mult accent, inclusiv la nivel european. În prezent, compania de transport public Iași operează 8 trasee de tramvai de 140 de kilometri și 21 de linii de autobuz de 432 de kilometri. În parcul societății sunt 134 de tramvaie, dintre care e zilnic la stradă 82 de unități și 143 de autobuze, din care pe trasee circulă în fiecare zi 115 mașini. 100 dintre acestea sunt noi.